Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, spune doar un cuvânt și robul meu se va face bine, spunea Mântuitorul în Evanghelia care am citit-o în dimineața aceasta la Sfânta Liturghie. Suntem în a patra duminică după Sfintele Rusalii. Se spune că un centurion roman, un ostaș, un ofițer, un sutaș, și-a spus, a mers la ei și a spus, auzi, Doamne, robul meu e grav bolnav, vino și tămăduiește-l. Și Iisus a spus, imediat o să vin. Doamne, dar eu sunt atât de nevrednic, nu pot veni, sunt așa de păcătos, nu pot veni sub acoperământul meu, ascultă-mă. Eu sunt ofițer și spun robului meu, fă avalții deasupra mea și îmi spune să fac. Spune doar un cuvânt, un cuvânt. Dacă tu spui, Doamne Iisus, un cuvânt pentru boala mea, pentru fiul meu, se va face bine. Când Iisus a auzit asta, a spus, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o astfel de credință. Du-te, fie după credința ta. Și Evanghelia spune că robul s-a vindecat chiar în ceasul acela. Mi-am intitulat predica din dimineața aceasta așa. Mântuit prin merite sau prin har? Dacă cineva va pune întrebarea aceasta, cum ești dumneata mântuit? Prin meritele dumitale sau prin harul lui Dumnezeu? Vreau să știți că în lumea civilizată, în lumea teologică, dacă vreți, sunt aceste două concepte. Pot eu să fac multe lucruri bune și mă voi mântui, sau harul lui Dumnezeu, dacă are milă de mine și mă caută, voi putea fi mântuit. Evreii au dezvoltat acest concept al meritului. Se pare că acest centurion era un ofițer roman care le-a făcut o sinagogă la acești credincioși, la acești evrei. Și acești evrei, de fapt, după Luca spune asta, s-au dus ei la Mântuitor și au spus, auzi, Doamne, merită, omul ăsta a făcut bine, el merită să-i faci asta. Și Iisus spune, am să vin să îl fac bine. Vreau să știți că fariseul de care noi știm aici, care spune, Doamne, postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială, el făcea asta, dar el credea că meritele acestea îl pot duce în rai. Ascultați-mă acum cu mare atenție. Biblia spune că plata pentru un singur păcat e moartea, e iadul. Vă întreb onest, cine n-a mințit odată? Cine n-a gândit rău odată? Cine n-a invidiat odată? O singură dată. Biblia spune, pentru un singur păcat, pentru un singur, plata păcatului e moartea. Și Scriptura spune de altfel că toate faptele noastre bune, auzi vă rog, sunt ca o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Știi de ce? Că și când dai un leu, te uiți, oare nu știe cineva că îl dau? Și un pic de laudă de sine, toate faptele noastre și toată viața noastră e mânjită. Și vă spun ceva, dacă cineva putea, prin meritele lui, să ajungă în rai, Dumnezeu nu-și trimitea Fiul să moară pe cruce. Posibilitatea ca prin meritul tău să fii mântuit, dacă gândești așa, îți spun cu durere că niciodată nu vei vedea raiul lui Dumnezeu. Și există gândirea, sau să spun așa, adusă de Hristos, mântuire prin har. Ce înseamnă asta? Vă spun ce spune Scriptura și apoi vă tălmăcesc. Biblia spune așa, Dumnezeu a închis, sau legea a închis totul în sub păcat, adică toți suntem păcătoși, auziți vă rog, ca să aibă milă de toți. Dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu, niciunul n-am putea vedea harul lui Dumnezeu. De fapt, biserica noastră învață așa, fiți foarte atenți că aceasta va fi predica. Noi putem fi mântuiți prin har
prin credință și faptele bune rezultă din viața noastră cu Hristos. Har, credință și fapte bune. Ce înseamnă har? E darul bunătății lui Dumnezeu care l-a trimis pe Hristos să moară. Când am gândit meditația aceasta, mi-am adus aminte de o întâmplare care a ajuns-o de mult, de mult, de peste 30 de ani. Nu știu dacă e reală sau imaginară, dar explică tare bine harul. Se spune că un tânăr a fost omorât de cineva cu o pâtă într-o pădure. A fost lăsat acolo, l-a găsit poliția, cine e? Era singur la părinți acel băiat. Necaz foarte mare. Și trei sfaturi au venit la părinți. Primul sfat a fost așa. Trebuie dat justiției, trebuie găsit și așa cum fiul vostru a murit, trebuie să moară și el. Cineva să fie aici în pădure, să fie adus și pădus omorât aici. Asta e dreptate. Apoi cineva a spus așa, oricum voi nu mai aveți băiat acum, nu mai aveți băiat. Dacă îl va găsi, îl va găsi, dacă nu, voi tot nu mai aveți băiat. Asta înseamnă toleranță. Dar a venit cineva care a spus așa, eu vă spun așa, merge și căutați-l, dar căutați-l și nu vă lăsați până nu-l găsiți. Și când îl găsiți, spuneți-i așa, tu ne-ai omorât fiul, noi te iertăm, ba mai mult, te vom înfia pe tine să fii fiul nostru. Te înfiem pe tine să fii fiul nostru. Asta înseamnă har. Dragilor, noi toți, nu numai Iuda e vinovat, l-am pus pe Hristos pe cruce, pe Fiul Dumnezeu. Noi l-am răstignit, și mâna mea, și păcatul meu. Dar cu toate acestea, Dumnezeu vine și spune, vă iert, vă iert și vreau să vă înfiez, să fiți fiii mei. Ăsta-i harul. Dragii mei, eu nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră când nu faceți nimic, dar mă gândesc câtă bunătate a avut Dumnezeu să trimită pe Fiul Său din cer. Și ascultă-mă, știi cât prețuiești tu? Cât s-a dat pentru tine? Să-și trimită Dumnezeu Fiul care a făcut toate lucrurile în lumea aceasta. Să spună, atâta prețuiește Popescu, Iulian, Teo, cât prețuiește, cât s-a dat pentru el. Fiul lui Dumnezeu și-a întins brațele pentru noi. Revenim acum, ăsta e harul. Ce înseamnă credință? Mă uit la credința sutașului și sutașul vedea în Iisus, îl vedea pe Dumnezeu care poate face totul. Sutașul vedea așa, totul în lumea aceasta îs supuse lui. Spune un cuvânt. Acum eu tălmăcesc pe dumneavoastră. Ascultă-mă bine. Cancerul din trupul tău e supus lui Dumnezeu. E robul lui. Cancerul și orice boală pe care avea soluția, ea nu-i la voia întâmplării. Ea are un stăpân. Stăpânul Iisus. Tot ce există în lumea aceasta e sub stăpânirea lui Iisus. Eu vreau să te învăț în dimineața să te rogi așa. Spune-i lui, Doamne, spune un cuvânt pentru boala mea, spune un cuvânt pentru fata mea, spune un cuvânt pentru băiatul meu. I-ai tot spus băiatului tău sau fetei tale să vină la biserică și n-au venit, nu le mai spune. Spune-i lui Dumnezeu, Doamne Iisuse, spune un cuvânt, spune un cuvânt și fata mea și boala mea se va face bine. Sunt hotele cu multe, multe camere, dar există o cheie care le poate deschide pe toate. Ascultă-mă! Există o cheie în lumea aceasta care poate deschide orice problemă și o poate rezolva. E prietenia ta cu Iisus. Și a crede înseamnă a mă pune în genunchi și a spune, Doamne Iisuse, cred ce ai făcut pe Golgota. Cred că ești Dumnezeu. Doamne Iisuse, vino și Tu.
Vino în viața mea. Dar întrebarea e, cum să primesc în mod practic? Știți ce a spus sutașul? Auzi, Doamne, sunt atât de nevrednic. Aici e cheia. Sunt atât de nevrednic încât nu pot veni în casa mea. Cineva spune foarte înțelept și mi-am scris ca să nu spun altceva. Cu cât cineva se vede mai păcătos, cu atât se califică mai tare pentru harul lui Dumnezeu. Repet și explic. Cu cât cineva se vede mai nevrednic, mai jos, cu atât acea persoană se califică pentru harul lui Dumnezeu. În rai, cei mai mari păcătoși, primul a fost un tâlhar. Știți cum s-a calificat el? Știți cum? N-a făcut nimic, n-a putut face nimic. Totul a fost har și credință. Doar a spus, nu sunt vrednic, nu sunt vrednic. Ai milă de mine. Ai milă, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție. Fiul risipitor a fost primit acasă, a spus, nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Săptămâna trecută, săptămâna asta a fost... A fost sărbătoarea Sfântului Petru și Pavel și vă aduc aminte foarte puțin de un segment din întoarcerea Apostolului Pavel. El s-a numit Saul înainte de convertire, a fost profesor de teologie, doctor în teologie, dar se ducea să ucidă creștini, spunea el, secta asta le deranjează. Și auziți, vă rog, când a mers spre Damasc, o lumină din cer a venit și a strigat așa, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Dar cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus care îți dau de mâncare, care îți dau viață, care îți dau viață. De ce mă prigonești? Scriptura spune, a căzut jos și trei zile a fost fără vedere, după trei zile își recapătă vederea. Ideea e așa, de a veni o zi în care spui, Doamne, îmi văd toate păcatele, capitulez la picioarele tale, Tu ești stăpânul, Doamne, dar cred ce ai făcut. Eu n-am niciun merit. Apostolul care spune, eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Iar rugăciunea care spune nu la împărtășare, dintre care cel din tâi sunt eu. Dragii mei, harul lui Dumnezeu, nu vreau să fiu complicat deloc, aduce mântuire pentru toți oamenii. Nimeni n-a trebuit să meargă în iad, pentru că Hristos a luat pentru toți. Cine crede în El și se închine cu toată ființa și îl primește în viața Lui, intră în viața veșnică. Har, credință și fapte bune. Dacă L-ai primit pe Hristos, viața ta va fi alta. Biblia spune că Dumnezeu a rânduit faptele bune în care să umblăm prin ele. Păi fi foarte practic. În fiecare zi, Dumnezeu îți dă ceva de făcut. Fie vezi un vecin necăjit, nu-l mai jigni și dumneata. Tu te spune-i ceva frumos. Îți vei vedea un om sărac. Biblia spune, Dumnezeu pune faptele bune, rânduiește, îi scoate înaintea noastră. Vezi un om bolnav, nu-l mai jigni și tu. Ci tu te spune o vorbă de mângâiere, spune o vorbă de întărire, prinde-l de mână, încurajează-l. Dumnezeu a pregătit faptele bune. Biblia spune, cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Mântuit prin merite sau mântuit prin har? Suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin credință. Și apoi dacă ne însușim acestea, faptele bune ne vor însoți în fiecare zi. Doamne ajută-ne să ne punem de parte de Dumnezeu și vă invit și vă provoc, acum în finalul predicii, să vă faceți timp, vara asta, în fiecare duminică mi-aș bucura, măcar 20 de oameni să vină să se cumince, că e trupul și sângele Domnului, Doamne ajută-ne!